Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Astăzi vă prezentăm un mic tutorial pentru pairing-ul lui Samsung Galaxy Gear, smartwatch-ul de la Samsung, cu Samsung Galaxy Note 3, iată uriașul phablet de 5,7 inch. Ambele au fost primite în teste de la evomag.ro și astăzi vă arătăm cum să conectați cele două device-uri pentru a le face să interacționeze și la urma urmei pentru a activa acest ceas. După ce îl scoateți din cutie și îl porniți, o să vedeți această animație pe ecran. Practic ceasul nu poate fi utilizat, nu putem face nimic cu el, observați și voi degeaba aceste gesturi. Ce trebuie să facem este să luăm acest cradle și să îl atingem de spatele lui Note 3. Iată, a pornit și instalarea, apăsăm OK. Pornim instalarea, vine un pachet de 18 MB. Se va descărca, se va instala, vom avea acces la aceste aplicații speciale, printre care ceasuri, My Apps, Samsung Apps, Find My Watch, funcție foarte utilă dacă pierdeți ceasul prin casă, câteva setări și în sfârșit ceasul va arăta lucrul pentru care este menit, ora, printre altele, plus vedem și interfața camerei, vedem câteva setări, foarte, foarte interesant. Ok, deocamdată instalăm software. Și se instalează 19 pachete cu numeroase funcții. Dispozitivul mobil se va conecta automat la Gear prin Bluetooth. În acest moment, Note 3 este ideal pentru pairing-ul cu Galaxy Gear și Galaxy S4 va primi un update care le va face compatibil. Se zvonește că și Galaxy S3 rămâne de văzut. Ne pregătim de pairing. Iată, a depistat ceasul, OK și OK. Cele două se vor conecta acum. De acord și de acord. Gear este configurat în sfârșit și în sfârșit îl putem folosi ca un ceas veritabil. Iată, ni se arată ora, temperatura, data și condițiile meteo. Avem contacte, jurnale, aplicații, setări, pedometru, controller media, galerie, notiță vocală, S-Voice, notificări și ecranul principal. Hai să vedem și ce putem modifica din setări. Iată câteva ceasuri de afișat. Avem acest ceas analogic, spre exemplu. Apoi acesta, observați că se schimbă în timp real. Un ceas cu evenimente, ceas meteo și ceas pedometru pentru numărul de pași parcurși până acum. Alte opțiuni, aplicațiile mele, iată avem S-Voice, notiță vocală, galerie, un controller media, pedometru cu setări, jurnale, contacte, Samsung Apps, aici trebuie să instalăm câte ceva. Va fi interesant de văzut ce fel de aplicații ni se oferă pentru început. Căutarea lui Gear. Apoi o listă mare de setări, asistență de securitate, notificare. Utilizați Gear pentru a debloca dispozitivul mobil, o funcție foarte utilă. Transmisie inteligentă și hai să revenim la ceas. Să vedem ce avem în zona de setări. Ceas, volum, ecran, baterie, Bluetooth, blocare, resetare și informații. Observați că interfața este destul de intuitivă, chiar și pentru un ecran atât de mic. Hai să vedem, sunt foarte curios să intrăm în funcția cameră, dacă o găsim. Iată, aplicații, arhivă, contacte, controller media, programul de azi, S-Voice, vreme, numărătoare inversă, jurnale, iată și dialerul. Putem forma un număr de telefon dacă vrem, cronometru și, în sfârșit, camera foto. Observați că trebuie să ținem ceasul la un unghi destul de ciudat pentru a putea vedea ceva pe acest ecran. O să facem și câteva poze cu această cameră, vom și filma, din câte știu, filmează la 720p, deci nu ar trebui să fie probleme la acest aspect. Închidem aplicația și observați că interfața este alb-negru pe acest terminal.
arată foarte interesant și în sfârșit poate fi utilizat după ce a fost scos din cutie. Acesta a fost un tutorial la mobilissimo.ro pentru utilizarea și conectarea lui Galaxy Gear cu Galaxy Note 3. Revenim cu review-uri detaliate pentru ambele terminale. Deocamdată, la revedere!